La finalul lui 2017 am publicat obișnuitul nostru top al celor mai bune jocuri din acel an. Chestie care ori de câte ori este publicată ne aduce aminte că avem o comunitate extrem de pasionată și aprigă, mai ales când vine vorba despre jocul preferat din ultimele 12 luni. Lucrurile se complică și mai tare atunci când jocul în cauză nu este inclus în topul nostru de final de an, unele comentarii fiind mai mult sau mai puțin de bun simț. Dar astea sunt riscurile meseriei. Pe de altă parte, tot tradiția ne dictează ca în fiecare an să întrebăm fanii zonei care sunt jocurile lor preferate din acel an, încercând să oferim comunității șansa de a decide care sunt jocurile importante în viziunea sa. Așa că, fără să o mai lungim, top 7 cele mai bune jocuri din 2017, în opinia fanilor zonei. Începem cu locul 7, pe care aterizează prima exclusivitate din acest top, Horizon Zero Dawn. O alegere care nu ne surprinde câtuși de puțin, jocul fiind unul dintre cele mai bine realizate creații de anul trecut, reușind să contopească o lume post-apocaliptică cu dinozauri mecanici și o poveste care îți rămâne adânc înfiptă în cortex, antrenant, echilibrat și probabil cea mai bună lansare de PS4 de anul trecut. Locul 6 al acestui top nu este ocupat de un joc în mod surprinzător, ci de un expansion pentru populara serie Uncharted. Intitulat Uncharted The Lost Legacy, fanii au ținut morțiși să ne aducă aminte de această apariție, așa că ne-am conformat și am inclus capitolele pierdute ale poveștii Uncharted în lista voastră de sfârșit de an. Pentru cei care s-au așteptat la o experiență tipică Uncharted, s-ar putea să găsească ceva mecanici și tertipuri de gameplay schimbate, The Lost Legacy încercând să fie un bridge între ceea ce au făcut în trecut Naughty Dog și unde s-ar putea să se îndrepte. Pe locul 5 avem sperietorul șef de anul trecut, Rez 7, sau motivul pentru care am schimbat cablul la PlayStation VR. Jocul ăsta nu doar că te sperie și se joacă cu nivelul tău de percepție senzorială, dar te va inspira până la lacrimi de frică și, dacă ești mai slab de înger, poate și ceva păr alb. Aparent, fanii noștri sunt fanii jocurilor horror, așa că v-am auzit și pe viitor vom aduce în atenția voastră mai multe jocuri din acest gen. Locul 4 este o surpriză și pentru noi, acesta fiind ocupat de Nier Automata, cel mai dubios joc de anul trecut în sensul cel mai bun și motivul pentru care ne-am mobilizat și am scos de la naftalină bătrânul PS3 pentru a încerca prima iterație a jocului. Totuși, ceea ce am primit în cazul lui Automata este o combinație de substanță și stil care va fi amintită mult timp de acum încolo, un joc cu o personalitate unică și care te obligă să te adaptezi la fiecare nebunia sa. Bronzul, în opinia voastră, se pare că le revine celor de la Ubisoft, cu al lor Assassin's Creed Origins, care se pare că a rezonat atât cu voi, dar și cu noi. Schimbările pe care Ubi le-a făcut sub capotă sunt temelia pentru o nouă eră și ne uităm cu entuziasm, atât ca fani, dar și ca revieweri, la viitorul francizei. Un joc care te ține în priză, îți dă ceva de făcut, dar care parcă merita mai mult polish. Chiar și așa, pierdutul de ore cu duiumul în Assassin's Creed Origins este ceva uzual. Argintul îi revine lui Cuphead, de unde tragem concluzia că avem fani masochiști cărora le place să se tortureze cu cele mai îngrozitoare jocuri. Ba chiar în secțiunea de comentarii spunea cineva că nu s-a mai chinuit la un joc atât de mult de la Super Meat Boy. Sigur, Cuphead este un joc super greu, dar este și un joc care se pare că a rezonat cu foarte mulți dintre voi, motiv pentru care primește onoarea de cel de-al doilea cel mai important joc al lui 2017 în opinia voastră. Că-l joci la dublu sau de unul singur, se va juca cu presiunea ta arterială și te va face să smulgi sistematic părul din nas cu o mănușă de box, pentru că așa te simți ori de câte ori joci Cuphead. Neajutorat. Eee, și cel mai fain joc în opinia fanilor zonei este PlayerUnknown's Battlegrounds. În mod surprinzător, acest titlu, ales și de noi ca fiind cel mai influent joc din 2017, numărând o cantitate impresionantă de voturi din partea voastră, el regăsindu-se în cel puțin una din trei liste propuse de voi. Sigur, a mai apărut și câte un Payback, Răzleț, câte un Wolf și alte titluri din anul precedent. Dar PlayerUnknown's Battlegrounds se pare că se bucură de prea mult succes în rândul vostru. Sincer să fim, ne așteptam la un alt fel de top în care FIFA și CS să domine, dar se pare că în 2017 preferințele fanilor se rafinează. Rar am mai văzut CS sau FIFA între propuneri, ceea ce poate însemna că avem o piață de gaming care se educă și evoluează. Să fie oare așa? Au început gamerii din România să se rafineze și să caute experiențe diverse? Vă așteptăm cu un răspuns în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, nu uitați, like, share și subscribe dacă v-a plăcut acest top publicat săptămânal. Vă așteptăm pe canalul nostru cu nou material în fiecare săptămână și nu uitați să apăsați clopoțelul magic YouTube pentru a primi notificări atunci când uploadăm ceva fresh.